Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la știrile TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Parlamentarii vor să interzică amplasarea de cruciulițe în mașini. Protecție socială și pentru copiii din cartierul Istru. Piața de gro pentru pește trebuie să ajute producătorii locali. Pompierii giurgiuveni au primit o stemă nouă. CSM Dunărea Giurgiu vrea să formeze un lot cât mai valoros. Sistemele de lumini suplimentare de pe tiruri și cruciulițele de pe parbrizele șoferilor ar putea fi de domeniul trecutului. Asta după ce deputații au elaborat un proiect de lege în acest sens. Decizia parlamentarilor vine în urma clasării țării noastre pe locul 2 în Uniunea Europeană în privința accidentelor rutiere. Montarea pe autovehicule a sistemelor de lumini suplimentare nestandardizate, care luminează puternic și intermitent pe timpul nopții, precum și atașarea accesoriilor pe parbriz, vor fi interzise. Asta prevede un proiect de lege ce se află în dezbatere la Camera Deputaților. Chiar dacă în prezent există o ordonanță care prevede toate aceste aspecte, o mare parte dintre șoferi nu țin cont de ea. Clasarea României pe locul 2 în Uniunea Europeană a reprezentat motivul ce i-a determinat pe deputat să elaboreze un astfel de proiect de lege. În opinia giurgiuvenilor, actul normativ ce ar putea fi adoptat nu reprezintă o prioritate. Ce părere aveți despre propunerea deputaților de a vă interzice să mai puneți cruciulițe pe parbriz? Cu asta nu sunt de acord, dar sunt de acord să nu mai fie pe parbriz, pentru că te incomodează la circulație. Credeți că asta este una dintre cauzele accidentelor rutiere? Dacă ar fi numai una, da, dar am văzut la unii geamul plin, parbrizul plin. Deci cu asta, una e un odorizant ceva și una fel și fel de te închin. Nu obișnuiesc să atașez cruciulițe pe parbriz. Consider că oricum aveau alte propuneri de făcut mai importante decât cruciulițele de pe parbrizul șoferilor. Dar credeți că acele cruciulițe vă împiedică vizibilitatea? Probabil că da, unii au o ocupație din a pune cruciulițe pe parbriz. O tâmpenie, de fiecare face ce vrea. Altceva nu găsi de făcut proiecte sau legi decât cu cruciulițele. Credeți că astfel de cruciulițe împiedică vizibilitatea în condus? Da, mai depinde cât e de mare și cruciulița. Sunt unii care pun câte 10 cruciulițe. O cruciuliță poți să o pui cât de mică și tot cruciuliță. Nu mi se pare ok, sigur că nu. Chiar mă surprindeți, nici n-am știut că... Împiedică o astfel de cruciuliță vizibilitatea în condus? Nu, absolut deloc, clar. Da, deci chiar e o prostie ce vor ei să facă. Ordonanța 195 din 2002 prevede faptul că folosirea luminilor de altă culoare decât cele prevăzute și aplicarea de afișe, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, lunetă sau geamurile laterale care restrâng sau estompează vizibilitatea este interzisă. Cei care încalcă legea sunt sancționați contravențional și rămân fără certificatul de matriculare până la remediere. Valoarea sancțiunii minime pe care o poate plăti un șofer depistat cu această abatere este de 472 de lei. Evacuarea locatarilor din căminul D de la Istru nu trebuie efectuată neglijând măsurile de protecție socială pentru copiii familiilor din acest cămin, a declarat deputatul Florian Nicolae. Acesta a atenționat că situația de la Istru trebuie tratată în mod legal, dar și cu multă atenție în ceea ce privește efectele sociale ce pot apărea. Primăria a decis să evacueze și locatarii din căminul D din cartierul Istru, dar o astfel de acțiune poate avea efecte destul de grave. Deputatul Florian Nicolae consideră că legea trebuie respectată și aplicată întocmai, dar este nevoie și de măsuri de protecție socială în sprijinul copiilor din acest cămin. Amintesc autorităților locale faptul că și ei sunt oameni, chiar dacă la un moment dat au săvârșit contravenții sau dacă au săvârșit infracțiuni, sigur trebuie să răspundă în fața legii, dar trebuie să ne gândim, să ne aplicăm cu atenție la protecția socială a minorilor. După cum observăm, se apropie perioada rece și nu știu dacă, fără a lua măsuri de protecție socială, putem să ne îndreptăm și asupra copiilor, persoanelor care vor fi evacuate din căminele
de nefamiliști. În cartierul Istru au primit somații de evacuare 14 familii, fiind invocat faptul că nu mai au contracte de închiriere valabile. De fapt, contractele au expirat, iar municipalitatea nu le-a mai prelungit. Începând cu anul viitor, familiile care doresc să adopte un copil vor beneficia de proceduri de adopție simplificate. Noile prevederi legale au fost adoptate miercuri de guvern și urmăresc creșterea numărului de copii adoptabili. Guvernul a aprobat ieri un proiect de lege pentru modificarea și completarea legii privind procedura adopției. Estimat să intre în vigoare în cursul anului 2016, adică la 4 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, noul act normativ va duce practic la scurtarea tuturor etapelor procesului de adopție, declararea adoptabilității, încredințarea în vederea adopției și încuviințarea adopției. Iată care sunt noutățile. Prin adoptarea acestui proiect, termenul de apel în instanța judecătorească va fi redus de la 30 la 10 zile, iar primul termen de judecată va avea loc în 15 zile de la înregistrarea cererii. În plus, nu va mai fi necesară citarea părților pentru judecarea cererilor de încredințare în vederea adopției ca până acum. Adopția va putea fi stabilită și în cazul în care părinții sau rudele care au putut fi găsite declară că nu doresc să se ocupe de copil, însă ulterior refuză să semneze declarațiile care ar permite declarare ca adoptabil a copilului. De asemenea, atunci când părinții și rudele copilului de până la gradul al 4-lea nu sunt găsite după o perioadă de 6 luni de la instituirea măsurii de protecție specială, vor putea fi demarate procedurile de adopție. Mai mult, termenul de 2 ani stabilit pentru valabilitatea statutului de copil adoptabil va fi eliminat. O altă noutate este acordarea unui concediu de acomodare de maximum 90 de zile și a unei indemnizații lunare pe durata încredințării în vederea adopției oricăruia dintre soții familiei adoptatoare, dacă realizează venituri supuse impozitului pe venit. Concediul se acordă pentru adopția unui copil cu vârsta mai mare de 2 ani. În plus, valabilitatea atestatului de familie adoptatoare este prelungită de la un an la 2 ani. La 31 decembrie 2014, în Registrul Național pentru Adopții erau înregistrați 4.060 copii adoptabili, din care 3.439 erau eligibili pentru adopție națională, iar restul pentru adopție internațională. De asemenea, 1.714 familii erau atestate pentru adopție națională și alte 52 pentru adopție internațională. Piața de gro pentru pește ar trebui să sprijine producătorii locali și organizațiile acestora, acest scop fiind prevăzut și prin proiectul de realizare a pieței. Asupra acestei obligații a atenționat și copreședintele PNL Giurgiu, Gheorghe Ștefan. Gheorghe Ștefan a atenționat în conferința de presă a PNL Giurgiu asupra faptului că piața de gro pentru pește nu trebuie să servească interesele vreunei firme, ci să ajute asociațiile de pescari. El a făcut de fapt această recomandare municipalității care trebuie să se ocupe de acest obiectiv. Să nu fie făcută ca să ajute producătorii bulgari, să vindem pește din Bulgaria și nu din România. Pe de o parte. Pe de altă parte, îi propun domnului primar Barbu să folosească organizațiile de pescari de la Dunăre ca să le ajute să-și vândă producția proprie și nu peștele pe care o să-l aducă, cu siguranță vă spun, o firmă care va primi ca dar, cadou, probabil pentru alegerile următoare, funcționarea acestei piețe de pește făcută cu banii publici. Legea spune că această investiție, dacă e făcută pe bani publici comună, trebuie folosită de organisme non-profit, adică organizații de producători locale. Potrivit estimărilor prezentate de Gheorghe Ștefan, investiția ar putea fi amortizată într-o perioadă foarte îndelungată. El a arătat că, după calculele sale, amortizarea s-ar putea produce în 35 de ani. În condițiile în care în municipiul Giurgiu este foarte greu, dacă nu imposibil, să găsești un loc de muncă, societatea Nova Force are nevoie de forță de muncă. Astfel, firma Nova Force angajează 40 de agenți de securitate cu atestat, femei și bărbați, care sunt în căutarea unui loc de muncă. Giurgiuvenii interesați pot obține informații suplimentare la sediul societății Nova Force din strada Tineretului. De joi, vineri și sâmbătă, meteorologii au anunțat temperaturi caniculare chiar și de 37 de grade. Nu este însă cazul și la Giurgiu, unde, deși este mai cald decât de obicei, temperaturile sunt suportabile. De luni însă, vremea schimbă foaia.
Pentru sfârșitul acestei săptămâni, meteorologii au emis o atenționare pentru vreme deosebit de caldă, valabilă în toate regiunile intracarpatice. Potrivit datelor ANM, în Banat, Crișana, Maramureș și local în Transilvania, frecvent vor fi temperaturi maxime de 33-34 de grade. Vineri, 18 septembrie, se vor înregistra izolat și valori termice maxime de 35-37 de grade la amiază, când și indicele temperatură umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic. La Giurgiu, vremea nu va fi caniculară, însă maximele sunt peste cele normale acestei perioade. În acest weekend la Giurgiu, vremea se menține caldă, cu temperaturi cu 2-3 grade mai mari decât cele normale. Nopțile vor fi mai reci, cu minime până la 12 grade. Maxima la Giurgiu va ajunge în jurul valorii de 32 de grade. Și dacă weekendul va fi specific unor zile frumoase de toamnă, de duminică noapte vremea schimbă registrul. Despre precipitații sunt așteptate de săptămâna viitoare, când un front atmosferic bogat în precipitații va ajunge și pe teritoriul României. În ceea ce privește ultimele zile din septembrie, veștile sunt dintre cele mai bune. Cerul va fi mai mult senin, sunt șanse slabe să plouă, iar maximele se vor situa în jurul valorii de 27 de grade. Pe timpul nopților nu vor fi mai mult de 15 grade. Pompierii au o nouă stemă aprobată la începutul lunii septembrie. În semnul pompierilor giurgiuveni a fost constituit conform reglementărilor în vigoare și va păstra în compoziție elemente din stema Ministerului Afacerilor Interne și elemente specifice activității instituției. În semnul heraldic a fost acordat Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu din 10 septembrie prin ordinul vicepreministrului, ministrului afacerilor interne. Acesta va fi aplicat în antetele documentelor oficiale, corespondența instituției și va fi prezent în acțiunile de control, precum și în alte acte. Ca urmare a demersurilor făcute de specialiștii Inspectoratului, începând din data de 10 septembrie 2015, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca al județului Giurgiu are în semn heraldic propriu. Acesta a fost aprobat prin ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, pentru modificarea și completarea ordinului ministerului numărul 490 din 2008, privind însemnele heraldice ale structurilor ministerului. Elementele însemnului heraldic sunt semnificative pentru arma pompierilor. Astfel, casca și topoarele sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate al secolului al XIX-lea. Grenada explodând amintește de participarea pompierilor militari la războiul pentru cucerirea independenței de stat a României. Ramurile de stejar reprezintă forța, puterea, autoritatea. Turta portocalie cu triunghiul albastru alezat este simbolul protecției civile. Copacismul, semiluna și secura sunt elemente preluate de la stema județului Giurgiu. Episcopia Giurgiului lansează tuturor giurgiuvenilor amatori de călătorii invitație la un pelerinaj la Istanbul. Pe parcursul a două zile, pelerinii vor participa la hramul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului și vor vizita și alte biserici ortodoxe din fosta capitală a Imperiului Bizantin. Giurgiuvenii au ocazia să viziteze orașul turc Istanbul prin biroul de pelerinaje al Episcopiei Giurgiului, care organizează un pelerinaj la hramul Bisericii Acoperământul Maicii Domnului. Călătoria începe din data de 29 septembrie cu plecare de la ora 20 din fața catedralei. Pe timpul nopții se traversează Bulgaria, iar în zilele de 30 septembrie și 1 octombrie sunt programate vizite la biserici și alte obiective turistice din oraș. Are ca obiectiv principal închinarea și participarea la Sfânta Liturghie în Biserica Vlahernea, acolo unde Maica Domnului s-a arătat în timpul împăratului Leon cel Înțelept. Bineînțeles, pelerinii se vor putea închina și în celelalte biserici ortodoxe din Istanbul, respectiv Biserica Patriarhiei Ecumenice, unde se află moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, mai ales că anul acesta ne aflăm în anul Sfântului Ioan Gură de Aur declarat de Patriarhia Română. Pelerinii se vor mai închina la Mănăstirea Izvorul Tămăduirii, Patriarhia Ecumenică și Biserica Românească Sfânta Paraschevii. De asemenea, va fi vizitată cea mai spectaculoasă atracție a orașului, Biserica Sfânta Sofia. În prezent, muzeul
Muzeul Aia Sofia, Basilica Cisterne, Palatul Topkap cu cele patru curți interioare, fostă reședință a sultanilor, actualul Muzeu Național al Turciei și exteriorul Bisericii Sfânta Irina, edificiu care a găzduit Sinodul al II-lea Ecumenic. Tariful este de 380 de lei de persoană pentru un grup de minim 45 de persoane și include transport cu autocarul, cazare și mic dejun. Pentru mai multe detalii, persoanele interesate se vor adresa la biroul de pelerinaje sau părintelui Ciprian Chivu, telefon 0765 444 180. Echipa de fotbal CSM Dunărea Giurgiu nu are ca obiectiv asumat oficial promovarea în Liga a III-a, dar nici nu exclude o astfel de variantă. Oficialii clubului spun că principalul obiectiv este constituirea unui lot cât mai valoros. Fotbaliștii de la Dunărea Giurgiu au ca obiectiv clasarea pe o poziție cât mai bună în clasament, însă nici nu exclude eventualitatea câștigării campionatului și participării la barajul de promovare. Cert este că reprezentanții clubului intenționează să constituie un lot cât mai valoros. Noi încercăm să conturăm un lot de sportivi cu care, în momentul în care vom ajunge să câștigăm campionatul județean și să mergem la un baraj, să fim aproape siguri că vom promova. Nu doar de dragul de a merge și a veni de acolo cu un bilanț de 9-1, cum s-a întâmplat în acest an și așa mai departe. Încă o dată repet, nu este obiectiv stabilit sau nu se întâmplă absolut nimic dacă noi la sfârșitul campionatului nu vom promova în Liga 3-a. Ne dorim, facem tot ceea ce ne stă în putință să realizăm acest lucru, dar nu este o tragedie dacă nu se întâmplă. În etapa trecută, Dunărea Giurgiu a remizat în deplasare 0-0 pe terenul celor de la Arsenal Malu. Rezultatul este considerat unul bun, având în vedere că mălurenii sunt campioni antitră. Pe 17 septembrie 1983 a intrat în istorie când a devenit prima concurentă afroamericană care a câștigat Miss America. Ulterior a fost nevoită să renunțe la coroană după ce în presă au apărut fotografii cu ea goală. Anul acesta, frumoasa Vanessa Williams a revenit la concurs ca șef al juriului și a primit scuze din partea organizației. Cântăreața, actriță, producător și fost model Vanessa Williams s-a născut la 18 martie 1963 în Bronx, New York. Muzica și actoria au fost parte integrantă a vieții Vanessei, cărora li s-a dedicat de copilă. Pe 17 septembrie 1983, Vanessa a făcut istorie când a fost încoronată prima Miss America afroamericană. Premiul ei a inclus o bursă de $25,000, precum și numeroase oferte. Miss America! Here's Vanessa Williams, Miss New York. Actrița a câștigat concursul național de frumusețe după ce s-a înscris dintr-un capriciu, însă cu câteva săptămâni înainte ca domnia ei să se încheie, a fost nevoită să renunțe la titlu, după ce în presă au apărut fotografii cu ea goală. Anul acesta, frumoasa Vanessa Williams a revenit la concurs ca șef al juriului și la aproape 32 de ani de la încoronarea sa, a primit scuze din partea organizației. On behalf of today's organization, I want to apologize to you. I want to apologize for anything that was said or done that made you feel any less the Miss America you are and the Miss America you always will be. Thank you so much. Vanessa Williams i-a mulțumit lui Sam Haskell, președintele concursului, spunând că a făcut tot ce a putut ca Miss America din 1983 până în 1984 și că este onorată că s-a întors. Doamne
Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu din această seară au ajuns la final. Urmează informațiile despre vreme, o ediție specială și emisiunile Giurgiu înainte de toate și e timpul să vorbim. Sunt Florentina Dumitru, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine! Vineri, valorile termice vor continua să crească ușor, astfel că vremea va deveni deosebit de caldă la amiază în aproape toate regiunile, cu temperaturi maxime de 23-25 de grade pe litoral, până la 36-37 de grade izolat în câmpia și dealurile de vest, unde la amiază se instalează canicula pentru scurt timp și indicele temperatura umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Vineri, la Giurgiu, vremea va deveni deosebit de caldă pentru această dată, cu o maximă temperaturii de 30-31 de grade. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab. Vineri în județul Giurgiu se vor înregistra 30 de grade la Bolintin Vale, Mihăilești, Ghimpații, Zvoarele, Hotarele și Comana și 31 de grade Celsius la Giurgiu. Vântul va sufla cu o viteză de 6 km pe oră din direcția est. Presiunea atmosferică va fi de 756 mm coloană de mercur, iar umiditatea de 63%. Apele Dunării sunt în scădere cu 2-8 cm, cota probabilă fiind -2 21 centimetri.